But my run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Da, începe primul meci alături de dumneavoastră în această seară la microfonul RXF. Amato Zaharia și Valentin Halachenko. Yamato e în ring, celălalt Zaharia din această seară și cred că mai avem prin sală. Mai sunt, da. Mai sunt prin sală cu siguranță. La cât am muncit de-a lungul vieții, mă reprezintă mulți la ora asta. Primele două meciuri din această seară, live, exclusiv și gratuit pe YouTube. Următoarele lupte vor fi doar în sistem pay-per-view pe rxf.ro. Da, Negoiță a încercat un takedown, dar a fost contraatacat foarte bine, blocat foarte bine de Florin Ignat. Este de apreciat faptul că, deși cei doi nu sunt sportivi de performanță, iată, sunt deja la al doilea meci în cușca RXF, ceea ce reprezintă foarte mult. Merită apreciere și respect din partea noastră și sunt absolut convins că spectacolul va fi total. Da, a început mai bine Florin Ignat cu loviturile. El a avut lovituri mai clare, mai multe. Am văzut și un genunchi mai devreme trimis la capul adversarului. Acum s-au dus din nou cei doi jos la podea. E o poziție în care Ignat, nu știu dacă poate să facă mare lucru de acolo. Adversarul său pare că s-a pus cu toată greutatea pe el. Ar putea să facă multe de acolo dacă avea un bagaj de tehnici mai mare. Dar trebuie să precizăm faptul că ei nu sunt luptători de MMA din toate punctele de vedere. Și tocmai de aceea pregătirea lor este cu atât mai importantă pentru acest meci. Iată că, deși Florin Ignat a fost mai puternic în ceea ce privește loviturile, Negoiță reușește să se ducă undeva acolo. Da, și Ignat l-a inversat acum pe adversarul său, este cel care se află deasupra, în demigarda lui Negoiță. Vedem și stafful lui Florin Ignat. Vedem pe Călin Petrișor. Da, s-a dus acum într-un control deasupra Florin Ignat. Să vedem în această poziție ce va reuși luptătorul care reprezintă Respect Gym Găiești în această seară. Are o poziție confortabilă acolo, este un full mount, este foarte bine. Da, el trebuie să ridice un pic postura, ceea ce și face și continuă cu loviturile la capul adversarului, care este oprit în acest moment. Da, s-a intervenit la timp, dacă stăm să ne gândim. Mai era un minut în această repriză și cu siguranță ar fi continuat cu loviturile Florin Ignat. Negoiță oprit de Yamato. Da, Yamato Zaharia întotdeauna pune mai presus de toate siguranța combatanților. A văzut o lovitură care s-a dus în ochiul lui Negoiță și pentru a-l proteja a făcut bine că a oprit meciul. A mai fost un aspect pe care trebuie să-l punctăm. Fiind pe podea, Negoiță nici nu s-a apărat la cele două, trei lovituri pe care le-a încasat. Și asta o să vedem cu siguranță pe relori. Iată, el era cumva cu spatele mai mult, cu capul într-o parte, nici măcar nicio șansă. De A și bătut. Nu era o defensivă inteligentă, o apărare inteligentă din partea sa, tocmai de aceea Yamato a făcut foarte bine ce a făcut. Câștigător prin abandon, colțul albastru, Florin Ignat! Exact, victorie prin abandon și iată, Florin Ignat în două minute a reușit să câștige acest meci, meciul de debut de la RXF 43 împotriva lui Mircea Negoiță.